Actuala campanie electorală va rămâne cu siguranță în memoria noastră ca una caracterizată de o presiune fără precedent din partea autorităților asupra opoziției și de abuzurile comise chiar de președintele țării și partidul de guvernământ, care este condus informal de aceasta. Percheziții și rețineri, confiscarea materialelor electorale, interzicerea difuzării spoturilor electorale ale partidelor de opoziție la televiziunea publică, ba chiar și ceea ce era de neimaginat până de curând, închiderea canalelor de Telegram și a conturilor de Facebook ale liderilor opoziției și ale portalurilor de știri, cu alte cuvinte, eliminarea concurenței politice prin orice mijloace, inclusiv ilegale. Și toate acestea pe fondul permisivității absolute de care dă dovadă regimul Sandu Pas. Înainte de alegeri, autoritățile s-au străduit prin toate mijloacele posibile să împiedice partidele de opoziție să desfășoare o campanie electorală deplină. Unul dintre numeroasele exemple este confiscarea materialelor electorale ale Partidului Comuniștilor. Poliția a intrat pur și simplu în tipografie și le-a confiscat cu forța. Aceste pliante, tipărite legal, care îndemnau să se voteze nu la referendum, erau o expresie deschisă a voinței poporului, dar autoritățile au decis că opiniile alternative nu sunt permise. Я показываю листовку, которую сегодня изъяли из типографии. Листовка, которая говорит о том, что Молдова находится... Pentru a fi clar, arăt pliantul care a fost confiscat astăzi din tipografie. Aici se spune că Moldova este în pericol, deoarece, potrivit declarației șefului delegației Uniunii Europene în Moldova, Ianis Majeix, în cazul aderării Moldovei la Uniunea Europeană, pământul va fi vândut străinilor. De aceea a fost lansat acest pliant, pentru ca oamenii să știe înainte de referendum că există această posibilitate. Референдума об изменении Конституции люди знали, что есть такая возможность. Poliția a confiscat banerele candidatei la alegerile prezidențiale Victoria Furtună, în ciuda faptului că aceasta avea toate documentele necesare. În ultima săptămână, înainte de alegeri, folosind din nou poliția ca instrument, autoritățile au depus toate eforturile pentru a împiedica distribuirea ziarelor Partidului Renaștere, care era înregistrat ca participant la referendumul pentru modificarea Constituției. Toată această acțiune a asemănat cu un spectacol ieftin. În momentul în care reprezentanții formațiunii politice urmau să primească materialele tipărite, în tipografie a apărut un echipaj de poliție chemat sub pretextul prezenței unor persoane suspecte în incintă. Însă apelul nu a fost făcut de un angajat al tipografiei, ci de un funcționar al Inspectoratului Fiscal care trebuia să verifice factura pentru eliberarea comenzii. Acesta însă a refuzat categoric să o facă, invocând o scrisoare de recomandare a vicepreședintelui cec Pavel Postică. În plus, mai multe echipaje de poliție au blocat drumul, împiedicând livrarea materialelor. Toată această poveste suprarealistă s-a încheiat cu confiscarea materialelor tipărite, care, fără nicio justificare, nu au fost returnate partidului. Vocea opoziției a fost limitată și de postul public de televiziune Moldova 1. Această soartă a avut-o Partidul Comuniștilor, unul dintre cei doi concurenți electorali care îndemnau la votul nu la referendum. Conducerea Moldova 1 a considerat că prezența criticii actualei puteri în spoturile electorale nu respectă normele legale. Iată un scurt fragment. Им нужен контрольный выстрел, который покончит с независимой Молдовой раз и навсегда. И этот роковой выстрел... Ei au nevoie de o împușcătură de control care să pună capăt Moldovei independente pentru totdeauna. Această împușcătură este programată pentru 20 octombrie, referendumul. Ei mint cu nerușinare că acest referendum este pentru sau împotriva aderării la Uniunea Europeană. Primul scop fraudulos al acestui referendum este realegerea cu orice preț a acestei femei. Al doilea scop este să obțină dreptul de a batjocori Constituția. Превратившийся в истеричного диктатора и разрушителя нашей страны. Вторая цель пострашнее. Они хотят получить на этом референдуме право издеваться над Конституцией. De asemenea, postul public de televiziune din Moldova a refuzat să difuzeze un spot electoral al candidatului la președinție, Renato Usatăi. Potrivit politicianului, motivul refuzului a fost faptul că videoclipul exprima dezacordul cu propaganda LGBT în școli. La Moldova 1 au declarat că astfel luptă împotriva discriminării.
În paralel, reprezentanților opoziției li s-a încercat retragerea dreptului de exprimare online. La cererea autorităților moldovenești, mai mulți membri ai blocului Victorie și mijloacele de informare în masă incomode regimului și-au pierdut paginile de Facebook și canalele de Telegram fără dreptul de a contesta decizia. Între timp, reprezentanții guvernului nu s-au limitat în niciun fel în timpul campaniei electorale. Cei care criticau predecesorii, Maia Sandu și membrii PAS, pentru utilizarea resurselor administrative, au folosit aceste resurse la toate nivelurile de putere. Deputați, miniștri, primari, în tot timpul programului de lucru, distribuiau ziare, pliante și făceau campanie, încasând în acest timp salarii din bugetul de stat. Jurnalistul Dmitri Cibașenko a atras atenția asupra utilizării de către oficiali a paginilor oficiale de Facebook în scopuri electorale. Numărul de susținători pentru Sandu pe Facebook a crescut pe parcursul mai multor ani cât această doamnă a fost în funcție de președinte. Și ce face Sandu astăzi? Folosește resursele președintelui în exercițiu pentru a se promova în calitate de candidat pentru al doilea mandat. Același lucru se întâmplă nu doar pe Facebook, ci și pe YouTube și alte rețele sociale. Apelurile de a vota pentru Sandu pot fi găsite și pe pagina oficială a vicepremierului Andrei Spânu. Prieteni, în ultimele zile de campanie avem două mesaje clare. Mergem la vot, la referendum turul 2 nu va fi. Cerem două buletine de vot. Votăm da la referendum și Maia Sandu președinte. Este de remarcat că postarea a fost publicată luni la ora 12:57, iar Spânu probabil va spune că era în pauza de prânz și nu era în acel moment ministru. Același lucru poate fi observat pe paginile tuturor deputaților și miniștrilor din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, care nu și-au luat concediu așa cum prevede legea, dar au participat la campanie electorală pe banii cetățenilor. Multe dintre aceste fapte au fost incluse chiar și în raportul Promolex. Campania Europa pentru Tine, inițiată la ordinul prim-ministrului, a fost realizată de asemenea din banii contribuabililor, deși scopul evident al acesteia era promovarea politică în favoarea puterii. Iar utilizarea fondurilor publice pentru campanie electorală nu este doar un abuz, ci o corupție deschisă și o manipulare a procesului electoral. La 27 mai 2024, prin decizia prim-ministrului Dorin Recean, a fost creat Comitetul de Organizare a Campaniei de Informare Europa pentru Tine. În cadrul campaniei au fost observate panouri publicitare, banere, afișe, pliante, reclame pe internet. Mesajul principal a fost: ești pentru Europa, vino la referendum pe 20 octombrie. Deși în mod parțial sloganul părea să fie adresat tuturor cetățenilor, prima sa parte presupune totuși o poziție părtinitoare. Iar faptul că această campanie a fost planificată și desfășurată din bani publici, după anunțarea datei alegerilor, poate fi interpretată ca având scopul de a atrage capital politic în sprijinul referendumului. Totodată, Promolex menționează că au fost lansate multe alte campanii de informare despre avantajele și paradisul Uniunii Europene. După 16 mai 2024, când a fost stabilită data alegerilor și a referendumului, numărul campaniilor de informare despre avantajele aderării la Uniunea Europeană a crescut semnificativ. De exemplu, inițiativa Cetățeni pentru Europa, orientată spre promovarea ideii de integrare europeană. Campania Vreau în Europa a postului de televiziune TV8. Este vorba despre un ciclu de reportaje care promovează beneficiile integrării europene pentru mediul de afaceri. Prin UE cu Cătălin Lungu, un ciclu de emisiune al postului de televiziune Jurnal TV, în care se povestește despre viața din câteva capitale europene. De ce UE? O campanie a TVR Moldova care prezintă eforturile Uniunii Europene în sprijinul dezvoltării Moldovei. Potrivit legislației europene, aceste campanii pot influența comportamentul alegătorilor. În opinia Promolex, aceste campanii pot fi considerate publicitate politică. În final, merită menționat și nesfârșitul șir de vizite scurte ale liderilor statelor europene la Chișinău din ultimele săptămâni. Cei mai mulți dintre ei au făcut o escală de câteva ore în capitala Moldovei pentru a face fotografii și a discuta despre integrarea europeană cu președintele moldovean. Cel puțin, aceasta este ceea ce încearcă să convingă publicul biroul de presă al Maiei Sandu. Cu toate acestea, aceștia au declarat deschis sprijinul lor pentru Sandu și au cerut susținerea ideii de integrare europeană. În acest context, Ursula von der Leyen s-a evidențiat în mod special, promițând moldovenilor un împrumut de 1,4 miliarde de euro cu o săptămână înainte de alegeri, bani pe care Chișinăul îi va primi în următorii 3 ani, ceea ce sugerează destul de clar că fondurile vor fi oferite doar dacă votați corect.